Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit și în această zi cu un clip nou în care vreau să vă arăt unul dintre cadourile pe care le-am primit și pe care îl consider cadou de Crăciun, unul dintre ele. În luna septembrie am fost contactată de Ioana, o mămică din Canada, care s-a oferit să-mi trimită câteva dintre produsele de la Forever Living ca să le încerc, iar dacă îmi vor plăcea să vi le recomand sau să vi le prezint și vouă. În momentul acela treceam printr-o perioadă mai grea și am rugat-o să aștepte câteva săptămâni până îmi revin. Am reușit apoi să ne reconectăm și mi-a trimis un pachet enorm. Două, de fapt. Am realizat rapid că Ioana este o mămică foarte generoasă. În momentul în care m-a contactat și am aflat numele brandului sau numele companiei, am fost foarte bucuroasă pentru că am încercat produsele lor în România și am uitat. De fapt, am încercat unul sau două. Unul sunt sigură că am încercat, al doilea nu sunt sigură. Dar am încercat unul dintre ele și mi-a plăcut enorm. Am venit apoi în Statele Unite și cred că mi-a adus cineva din România cu mulți ani în urmă și apoi însă am pierdut conexia cu Forever Living și nu am mai folosit. Am uitat complet de existența lor și am fost, după cum am spus, foarte bucuroasă când am fost contactată de Ioana ca să-mi trimit aceste produse. Îmi cer scuze, stau în fața geamului, am tot așteptat după o lumină bună, a venit o lumină însă prea bună. Este prea lumină, după cum îmi dau seama, dar va trebui să lucrăm cu ce avem. Pentru că dacă mă mut în altă parte acasă, este prea întunecos. Așa că soarele va apărea, va dispărea. Suntem în luna lui noiembrie, suntem în ultima zi din noiembrie. Azi avem soare cu dinți. Ok, deci, după cum am spus, am primit două pachete enorme. Nu m-am așteptat să primesc așa de multe produse. Le-am primit acum două sau trei săptămâni. Am așteptat și am întrebat-o pe Ioana dacă este ok să le încerc, măcar câteva din ele, ca să îmi dau și eu cu părerea, să știu ce să vă spun, dacă îmi plac sau nu, dacă vi le recomand sau nu. Le-am încercat o parte bună din ele și vreau să vă spun ceea ce cred despre ele și să vi le recomand, pentru că sunt produse de calitate. Asta este primul lucru pe care pot să-l spun, calitate. După cum am spus, le-am desfăcut deja, sunt aici lângă mine, a trebuit să le aduc din toată casa pentru că au fost împrăștiate unele în baie, unele în bucătărie, în frigider, unele în camera mea, voi spune părerea mea și dacă vi le recomand sau nu. Nu uitați, dacă aveți întrebări, găsiți toate informațiile Ioanei, o găsiți pe Instagram, o găsiți pe YouTube, voi lăsa toate informațiile ei în descriere și haideți să începem. Am aici lângă mine săpun de mâini, este imens. Nu l-am folosit încă pentru că am așteptat să vi-l arăt vouă prima dată. Miroase, ok, vreau să vă spun că toate aceste produse au un, majoritatea dintre ele, au un miros atât de plăcut. Nu am găsit niciun produs din cele pe care le-am încercat eu să spun, ăsta nu-mi place cum miroase. Au un miros foarte plăcut, finuț, asta este cuvântul, la fel și acest săpun este pentru prima oară când îl miros. Miroase superb, trebuie doare capul de la el. Toate produsele au același miros diferit, dar au același miros, plăcut și nesufocant. După ce voi termina cu acest clip, îl voi pune direct în baie, pentru că s-a terminat săpunul de mâini și am așteptat foarte mult să vi-l arăt. De obicei, copiii mei, când folosesc săpun de mâini, merge peste tot și am vrut să-l am curat. Poate fi folosit din cap până în picioare și Ioana îmi spunea că ea îl folosește pentru copii atunci când îi spală, când le face baie. Bineînțeles că îl voi încerca și eu pentru că este acolo în baie. Al doilea produs care îmi vine la mână este suc sau este nectar cu care conține merișoare și mere. Acum îl bem, avem puțin și îl terminăm, l-am luat direct din frigider. A fost ok, însă am primit 3. Mai am aici unul pe care încă nu l-am desfăcut, este plin, este cu... acesta conține piersici, însă primul pe care l-am băut a fost cu mango și cred că l-am băut singură. Bine, au gustat și copiii, însă a fost preferatul meu, abia aștept să-l gust și pe acesta. Este bogat în vitamina C, este fără gluten. Noi nu bem foarte mult suc în casa noastră, însă acesta este un suc pe care l-aș bea sau l-am bea regulat, în special dimineața, este aprobat de către toată familia. Ok, mai departe am primit un șampon și un balsam de păr, de care am fost foarte bucuroasă. Vă spun sincer că foarte multe produse pe care le-am primit, cum este și șamponul și săpunul de mâini, foarte multe din produse care erau pe terminate, așa că au ajuns la fix.
Deci, avem un șampon și un balsam de păr. Îi spuneam Ioanei, prima dată când am încercat, am rămas atât de plăcut, surprinsă, pentru că primul cuvânt care mi-a venit în minte în timp ce îmi spălam părul a fost: are o textură foarte lucioasă, ca și de mătase. Acesta era cuvântul pe care îl simțeam sau îmi venea în minte, acesta era cuvântul care îmi venea în minte când foloseam șamponul și balsamul. În trecut am avut părul foarte gras și era din cauza că mă spălam foarte des pe păr. Am ajuns însă ca în ultimul an să mă spăl doar o dată, să-mi spăl părul doar o dată și am ajuns la performanța ca părul meu să nu mai fie gras. Și cred că acesta a fost și motivul. După a treia spălare am simțit deja că mi se îngrașă părul mai repede decât de obicei. Am crezut că mi se pare, m-am spălat și a patra oară și aceeași problemă, să zic, a fost. A început să mi se îngrașe părul mai des, deja după 2-3 zile vedeam că trebuie să mă spăl. Este extrem de hidratant, atât de hidratant încât trebuie să mă spăl foarte des pe păr după ce îl folosesc. Scrie că este pentru toate tipurile de păr, îți lasă părul foarte soft și spune că îți lasă părul foarte lucios, ceea ce este adevărat. Recomand acest produs dacă aveți părul foarte uscat. Eu îl voi termina și nu îl voi mai folosi, vreau să-l termin totuși pentru că îmi place foarte mult cum îți lasă părul, însă ce nu-mi place, după cum am spus, este faptul că mi se unge părul mai des după el, însă dacă aveți părul foarte uscat, vi-l recomand din toată inima, sau scalpul uscat. Ok, am primit aici o minune de produs, pentru că din câte am înțeles eu, și este vorba despre Aloe First, din câte am înțeles eu, acest produs ar trebui să existe fiecare casă, mai ales acolo unde sunt copii. Este un spray. La ce poate fi folosit? La o mulțime de lucruri. Cum ar fi? Tăieturi, arsuri, iritații de piele, julituri, infecții la ureche, pentru rădăcina părului, încă o dată dacă aveți părul uscat, arsuri de soare, înțepături. Și am înțeles că sunt mămici care folosesc acest produs la copii sau pentru ele, pentru roșu în gât. Deci, cu alte cuvinte, este un produs minune pe care nici nu l-am folosit încă pentru că nu am avut ocazia, însă abia aștept și sper să-mi țină cât mai mult pentru că vreau să-l folosesc cât mai mult. Dar dacă veți face un pic de research, pentru că am făcut și eu un pic de research despre fiecare produs să văd la ce este recomandat, și acesta este unul dintre produsele lor cele mai populare. Ok, următorul produs este acest Aloe Body Lotion pe care îl iubesc din toată inima. Miroase atâta de bine, nici vă pot spune. În fiecare seară mă dau cu el pe mâini, pentru că îl folosesc pe mâini, și Mircea mă întreabă cu ce parfum te-ai dat, pentru că are un miros atâta de plăcut și de finuț și de subtil. Cred că acest produs este unul din favoritele mele. Intră foarte rapid în piele și îți dă o senzație de mătase. Cu siguranță unul din produsele mele preferate din această gamă, pe care vi-l recomand cu toată inima. Următorul produs este acest Aloe Vera Jelly. Ioana mi-a spus că ea folosește acest gel pentru roșața fundulețului la copii. Arsuri, mască de păr, nu am încercat, dar aș fi curioasă să-l încerc, mușcături de insecte și orice are legătură cu pielea. Exeme. Tanti care lucrează la noi s-a ars la cuptor acum câteva zile și i-am dat să-și pună gel și în câteva minute i-a trecut durerea. Deci încă un produs pe care vi-l recomand. Aloe Heat Lotion. Am fost foarte happy când am văzut că am primit și acest produs pentru că am dureri mari de spate. În ultimul timp am rămas cu dureri de spate de câteva săptămâni și mi-a prins tare bine. Are un miros așa mai înțepător, puțin l-am folosit chiar și la Mircea și Mircea nu i-a spus cu ce l-am dat, dar m-a întrebat cu ce cremă mai dat aseară pe spate, că mi-o cam trecut durerea, nu 100%, dar m-a simțit mai bine, mai flexibil, și am spus cu ce și s-a mirat și el că chiar a lucrat acest Aloe Heat Lotion. Este pentru masaj, chiar scrie și pe el. Un produs de care sunt iară 100% fericită și acesta este produsul pe care cred că l-am folosit în România, nu sunt sigură, și anume este pasta de dinți. Mie îmi plac foarte mult pastele de dinți care fac spumă. Am încercat și din acelea care nu fac spumă și tind să pun prea multă pentru că tot caut spuma aia și nu o găsesc. Însă Ioana mi-a spus să nu pui mult pe perie, să pui foarte, foarte, foarte puțin. Mi-a spus eu că soarele ăsta se joacă cu noi astăzi,
Voiam să vă spun despre această pastă de dinți că oricât de puțină mi se pare mie că pun, cât un vârf de, nu știu, foarte, foarte puțină, tot mult este. Totdeauna când încep să mă scol pe dinți, face o spumă extraordinară, așa cum îmi place mie. Deci, acesta este unul din produsele pe care cu siguranță îl voi comanda over and over again și pe care vi-l recomand și vouă. Dacă căutați o pastă de dinți mai naturală, mai sănătoasă, încercați Forever Living, care conține aloe vera și propolis. Ce vrei mai sănătos decât acesta? Un lucru de menționat însă despre această pastă este că nu conține floră. Știu că unii sunt pentru, unii sunt anti. Eu sunt și. Îmi place să folosesc cu floră câteodată și câteodată fără. Aceasta este una dintre pastele mele de dinți preferate pe care, după cum am spus, voi continua să o folosesc și eu și copiii. Mai departe, vorbind despre aloe propolis, crema aloe propolis, nu mai știu să citesc, care este foarte bună pentru piele uscată, din câte am înțeles, nu am folosit-o încă, dar conține diferite ierburi, conține vitamina A și E și poți să folosești câte vrei, fără limite. Ioana mi-a spus că se poate folosi pentru călcâie uscate și am uitat ce mi-a spus, a trebuit să încep să folosesc pentru coate uscate, pentru eczemă, pentru dermatită, pentru acnee, pentru juglituri la copii. De probabil că e bună la orice, tot ce ține de piele, ca și alte produse pe care le-ați văzut până acum. Ajungem imediat la produsul meu preferat pe care l-am folosit în România mult. Avem aici un Gentleman's Pride, care este o... să vedem, pentru bărbați. Nici încă n-am folosit-o pentru că tot am uitat să-i o dau, dar este Aftershave and Skin Conditioner. Este fără alcool și conține vitamina E, rosemary și extract din castravete. Foarte interesant. Deci vine într-o sticluță, îmi cer scuze pentru lumina asta, chiar îmi cer scuze. A trebuit să-mi iau ochelarii jos să nu reflecte lumina în ei, să nu vă deranjeze. Vine într-o sticluță foarte fancy, mi se pare mie. Hai să vedem cum miroase. Produsele, deci, numai pentru miros aș cumpăra toate produsele astea, numai pentru miros. Același lucru, finuț, nu este prea puternic. Știi că sunt unele produse care, cel puțin de bărbați, aftershaves, care sunt foarte puternice. De la o poștă miroși că cineva s-a dat cu un astfel de produs. Însă acesta, din câte, minunat. Mai departe, am primit acest Aloe Body Wash, care este, nu știu dacă se vede, vi-l voi arăta eu altfel, este un body wash pentru piele și pe care l-am încercat și nu mai încerc altceva decât ăsta până în termin. Mai am câteva acolo, dar nu mai încerc altceva pentru că este minunat, aceeași senzație de silk, de mătase, foarte fin, îmi place culoarea, îmi place cum miroase la nebunie. Vi-l recomand, mai ales dacă vreți să faceți cadouri soțiilor sau prietenelor sau surorilor sau mamelor. Toate aceste produse sunt ideale pentru așa ceva. Să vă arăt acum produsul meu favorit pe care l-am folosit în România de cel puțin 5-6 ori și pe care l-am folosit și aici, și acesta este produsul care m-a cumpărat, să zic așa. Este tot ceea ce îți dorești într-un deodorant. Este un deodorant, apropo, am putea să vă spun, este un deodorant și este tot ce îți poți dori de la un deodorant. Nu pătează, este în formă de gel, miroase foarte plăcut și nu conține toate prostiile care le conțin celelalte deodorante. Știți voi la ce mă refer. Mulțumesc foarte mult, Ioana, dacă e ceva ce voi comanda sau recomanda mult, forever, de acum înainte, va fi acest produs și pasta de dinți. Astea cu siguranță nu vor lipsi din casa mea. Probabil și această loțiune de piele și probabil și acest body wash. Ok, am primit niște vitamine, în primul și în primul rând pentru copii. De când am primit această cutie, copiii au tot mâncat din ele. Fiecare primește câte 4, de la 4 ani în sus câte 4 vitamine. Stalo primește 3, sunt pentru copii și grown up și pentru adulți. Nu am știut însă că Forever are și vitamine pentru copii. Am fost foarte plăcut surprinsă. Să-mi pun ochelarii să văd ce conțin.
Conține zinc, magneziu, fier, calciu, vitamina A, vitamina C, vitamina D, câte puțin din fiecare. Vitamina B6, folate, vitamina B16. Copiii mei le adoră în primul și în primul rând pentru că sunt colorate. Au așa, nu știu dacă se vede, cam așa arată. Un Forever Emu Blend. Eu nu l-am încercat încă pentru că nu l-am încercat. Miros plăcut, nu pot spun că au nici miros bun, nici prea frumos, nici prea rău. Știți cum deschizi câteodată vitaminele și au un miros de dai pe spate. Se recomandă câte două pe zi, vitamina C, vitamina D, zinc. Deci cam tot ce ai nevoie la știți voi ce. Deci sunt foarte binevenite în perioada aceasta în care trăim noi, generația noastră. Un gel dezinfectant pe care încă nu l-am folosit, dar hai să-l folosesc chiar acum. Vreau să văd ce consistență are, ce textură. Am pus un pic mult. Se simte ca și apa. Se simte foarte ușor. Nu e lipicios, cum sunt unele. Miroase foarte, foarte plăcut. Vreau să văd cum se simte după. Foarte, oh my goodness, se simte ca și mătasia. Deci, un lucru pe care pot să vi-l spun despre aceste produse pe care le-am folosit până acum pe piele. Deci nu este lipicios, îl voi purta în poșetă. Un strugurel aloe lips with jojoba. Îmi place de numă. L-am folosit deja de câteva ori, mai ales seara, pentru că mi se usucă buzele seara. Mi se usucă buzele în timpul zilei din cauza frigului. Mai ales când merg afară și a venit la momentul potrivit, pentru că chiar aveam nevoie de unul. Eu de obicei folosesc strugurele de la Young Living, după cum știți, compania aceea de uleiuri. Și apropo, produsele de la Forever mi se pare că sunt un pic mai accesibile decât cele de la Forever Living, de la Young Living. Acum le confund. Deci, acestea pe care vi le arăt acum au prețuri mai acceptabile. Să vedem dacă nu am uitat ceva. Am uitat un vitamina C. Tot vitamine. Cutie plină, 100 de tablete. Nu au niciun miros. Întotdeauna când deschid o cutie de vitamine mi-e frică de ce o să simt. Au un miros foarte finuț. Este plină cutia. Cred că am și încercat unul dintre ele acum câteva zile. Vitamina C. Ce pot să vă spun despre vitamina C decât luați cât de multă? Și cam atâta cred că am aici. Vreau să trec acum... Oh, mai am ceva, am uitat. Când am deschis pachetul și am văzut această cutie, mi-au picat ochii. O cutiuță cu skincare pe care scrie Daily Skincare. Da, și bineînțeles că le-am încercat. N-am putut să mă abțin, nu știu cum este lumina. Este o trusă cu 4 produse de piele. Am încercat să-l folosesc, ok, să vă spun ce conține. Acesta este un cleanser pentru curățarea pielei. Cu mâinile ude îl întinzi pe toată fața, după care te limpezești. După care vii înapoi și folosești acest Illuminating Gel. Este un gel iluminator, cred că, pentru o față mai luminoasă. După care aplicați acest Moisturizing Gel, care este o cremă, un gel foarte hidratant. Eu am folosit acest gel chiar înainte să îmi pun make-up-ul și probabil că l-aș folosi seara sau l-aș folosi împreună cu o altă cremă hidratantă înainte de machiaj, pentru că nu am simțit că m-a hidratat complet. Asta pot să spun despre acest lucru. Și o mască care m-a uimit, pentru că este o mască pe care o aplici seara înainte de culcare și dimineața când te trezești, mergi și te speli pe față ca și cum faci în fiecare dimineață. Însă nu se simte ca o mască, pur și simplu se simte ca un gel, ca o cremă care îți intră în piele. L-am folosit de 2 ori și pot să spun că fața mea a fost mult mai fină și mai soft dimineața. Am primit-o aici, o dită mai cutia, care este un Nutritional Cleansing Program de 9 zile. Este un program de detoxificare, am înțeles, și care te și ajută să dai jos câteva kilograme. Eu încerc să fac asta. Și vreau să vă arăt ce conține această cutie. Îmi cer scuze de lumina, asta se face tot mai întuneric aici. Deci am aici un Vanilla Shake Mix, pe care nu l-am încercat încă. Dar este un protein shake, cred că, cu gust de vanilie. Fibră, am aici niște pliculețe de fibră și niște, nu știu exact ce tablete sunt. Asta le iei împreună cu micul dejun, împreună cu lunch,
cu micul dejun, cu prânzul și cu cina. Probabil că sunt ceva suplimente pe care le iei la masă. Deci tot acest program este de 9 zile. O este aloe vera gel, este acesta. Și am întrebat-o pe Ioana care este favoritul ei și ea mi-a spus că unul din favoritele ei este acest gel pentru că este simplu. Și două cutii cu aloe vera gel. Sunt foarte, foarte curioasă. Mi-am amintit că mai am ceva și sper că n-am uitat. Dacă am uitat ceva, vă voi arăta la sfârșitul acestui clip. Însă am primit aceste ceaiuri, am o mulțime de ceaiuri. Nu l-am încercat încă pentru că am altele pe care trebuie să le termin. Însă până voi veți vedea acest clip, le voi încerca. Le voi încerca și vă voi spune opinia mea despre ceaiuri, despre aceste ceaiuri. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați vizionat și acest clip, pentru că ați rămas cu mine, sper, până la sfârșit. Per total, vă recomand din toată inima acest brand, mai ales produsele pe care vi le-am prezentat. Nu uitați, dacă aveți întrebări sau vreți să vă înscrieți sau vreți să vă comandați unul sau două sau chiar mai multe produse de la Forever, vă recomand să o contactați pe Ioana. Ea va pune la curent cu tot ce vreți să știți și veți găsi informațiile ei, după cum am spus, în descriere. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și sper să ne vedem curând cu un alt clip.